Salutare, dragi prieteni! Astăzi am să vă arăt un program cu Ezio. Acesta e. Sper ca voi să vedeți ok. Filmez ecranul laptopului. Movavi Video Editor. Mie o să meargă un pic cam greu calculatorul, pentru că e un calculator mai slăbuț. E un PC mai slăbuț și... o să merg un pic cam greu, sper să puteți vedea. De văzut să vede sigur. Probabil că l-ați mai văzut prin videoclipurile mele, am pus câteva videoclipuri editate cu el. Pornește un pic mai greu, dar asta e. PC-ul mai slăbuț. Nu-i dau de două ori pentru că blochează, îl blochez dacă îi dau de două ori. Ok, se pare că a pornit mai bine, mai repede decât de obicei. Așteptăm. Cine are calculatoare mai bune, sigur va porni mai repede. Și nu va mai trebui să așteptați atât. O să vă explic imediat după ce pornești, o să vă explic și de ce sau cum se folosește acest program și pentru ce îl folosesc eu. Eu l-am luat pentru a-l folosi în scopul de a uni mai multe videoclipuri, de că a pornit, cât am vorbit eu, în scopul în care pentru a uni mai multe videoclipuri, de exemplu, dacă am un videoclip cu electronică făcut pe părți, cum a fost ăla cu reparații căști, partea 1, partea 2, partea 3, să fie într-unul singur. Aici o să vă arate de la ultimul videoclip, dar eu o să-i dau nu, mersi. Aici vă băgați videoclipurile, sper că mă și lasă, că filmez cu Bandicam și încetinesc un pic calculatorul de obicei, așa. Dați pe unul din clipuri, eu mai am aici ceva clipuri nepostate. Asta și asta o să-l postez altă dată. De exemplu, testăm un stick, că am făcut un video, dar nu o să-l postez. Așteptați să vă apară aici, prima dată. După ce se încarcă, de obicei, dacă nu filmez, merge mult mai bine. Da? Dați dublu click pe el. A apărut săgețica de corect, cu verde. E doar un singur clip. Da? Și să zicem că îi dăm pe plus și mai adăugăm unul. Imediat, că v-am spus că merge greu. Mai, în momentul când mai pui încă unul, îți apare aici, la fel, o linie asemănătoare și așa ai unit videoclipurile între ele. E foarte simplu, aici aveți diferite teme. E foarte intuitiv programul, aici aveți diferite teme. Puteți să puneți, după cum vedeți aici, și muzică, da, va apare aici videoclipul, puteți să dați click pe el să-l vedeți. În momentul în care vreți să mai tăiați ceva sau eu știu,
să mai reduceți sau să urcați volumul. Da, apare aici. Îi mai dăm încă o dată că văd că nu l-a luat. Add fill, adaugă file. Da, și punem pe asta cu decorațiune. Pe asta o să-l postez nu știu când. Tot la fel, așteptați să apară prima dată aici. Așa. Vreau să mulțumesc și abonaților că au văzut că s-au mai abonat, care s-au dezabonat, care s-au abonat. Scuze cuiva, se știe el cine. Da? Da? Și acum, în momentul când veți da play la clip, va rula clipul ăsta până la final aici, iar de aici încolo va începe al doilea clip cu decorațiunea mea. Da? Și așa am unit pur și simplu două clipuri între ele, chiar foarte simplu. Dacă n-am copiat muzica, o să vedeți videoclipul cu sticul. Chiar am nimerit un stick foarte bun de data asta, pentru că v-am spus ce am avut înainte. Dacă îi dădeam restart și din N motivii, dacă îi dădeam restart, îmi spunea că nu poate porni sistemul operativ din cauza până nu scot stick-ul din unitate. Ba plus de asta mi-a omorât și placa de internet. Nu știu cum naiba făcea. Era virusată, cred că. Dar cu ăsta l-am nimerit bine. Am dat mai puțin pe el, dar l-am nimerit bine. Și acum aici, dacă vrem, în zona asta, dacă nu așa. Bine, aici vă mai explic diferite chestii aveți aici. Da. Uite, dacă vreți să țin minte peisajele astea. Da, aveți diferite peisaje, e foarte frumos, foarte interesant. Când ați terminat de făcut toate astea, îi dați export, îi alegeți unde să se salveze, cred că știe toată lumea, deci export. Îi dați aici. Aici adăugați un nume, îi dați unde să se salveze. După ce ați adăugat numele, îi dați unde să se salveze și va începe pur și simplu procesul de editare. Eu i-am dat deja pe desktop, dar nu o să scriu nimic aici, nu o să-i dau să salveze, o să închid direct programul. Cancel. Cancel, ieși afară. No, save. Am zis, ieși afară. Așa, ăsta este programul, un programel destul de simplu. Am vrut ceva simplu și să nu mai prind urechile, pentru că am avut ceva programe și mi-am prins urechile în ele. Așa că e destul de simplu programul. Sper să vă ajute. Sper că informația prezentată v-a fost de folos. Până la un viitor video, ne mai auzim. Un weekend perfect în continuare.